Noi o să vă potulim în aceste momente pofta de curiozități și o să vă aducem un reportaj realizat de către colega noastră Elena Calistru, cea care a fost la decernările premiului Omul Anului și a adus de acolo ținutele vedetelor noastre. Cine și în ce a fost îmbrăcat și cât a costat plus minus ținuta fiecărui om, aflați chiar acum. Au cucerit publicul grație talentelor în domeniile care activează. La fiecare ieșire publică, ne-am obișnuit deja să-i vedem într-un pas cu moda. Din acest motiv, reușesc îndată să trezească admirație. Nu e de mirare că băieții din Brio Sonores se asortează mereu toți patru. De această dată, au ales costume din catifea. Iar noi am fost curioși câți bani sunt dispuși să plătească pentru acestea. Avem costume diferite, de diferite prețuri, adică nu programăm o sumă anumită pentru un anumit costum. Deci atunci când avem o plecare sau chiar și aici în Republica Moldova, mergem să ne uităm și dacă ne place ceva, nu contează prețul. Irena Boclincă și-a făcut apariția într-o rochie de toată frumusețea, pe care a pregătit-o special pentru un astfel de eveniment. Deci, cu ce mă îmbrac? Și am apelat la un design de aici ca să-mi închiriez o rochie și i-a zis nu. Pentru așa eveniment, trebuie să-ți scoși o rochie. Faptul că femeile se pregătesc ore întregi pare a fi un mit. Asta pentru că Gabriela Damir ne demonstrează contrariul. Cred că vreo 20 de minute. Foarte rapid, da. Știam deja cum să mă îmbrac. Tot de o decizie instantanee în alegerea ținutei a dat dovadă și femeia de afaceri Яна Домбровски. Честно говоря, наряд и образ был создан, наверное, за 5 минут. Я забежала быстро в магазин, схватила платье из новой коллекции. Вот, ну и я не изменяю себе, всегда наши украшения, сумка от нашего бренда, поэтому это было быстро. La capitolul rapiditate o putem premia și pe Ana Cernicova. Din lipsă de timp s-a machiat în mașină, coafura a executat-o pe loc, iar accesoriile le-a împrumutat de la cineva chiar la eveniment. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Valentina Osoianu, de la una dintre surorile Osoianu, care mi-a dat acest brâuleț taman înainte de să ies a cânta. Și vreau să vă zic, chiar într-adevăr am avut așa un gând, dar n-am avut un brâu acasă și uite că am întâlnit-o și ea m-a salvat. Dacă cineva se poate pregăti mai ușor la acest capitol, Olia Tira are nevoie de mai mult timp, o oră și jumătate. Atât i-a luat interpretei până să se decidă ce ținută să-și ia. Am avut aproape de 3 ținute din care o să aleg, total black și total white, și am ales totuși să fiu un pic mai asociată cu primăvara. Daniela Burlaca poate atrage privirile cu fiecare apariție, dar cât investește în ele și dacă apare cu aceeași haină de mai multe ori în public, am aflat chiar de la ea. În general, nu sunt dispusă să cheltui bani atunci când e vorba de boarfe, pentru că, având în vedere că fac parte din categoria persoanelor publice, nu poți de două ori să apari cu aceeași rochie. Ori asta înseamnă investiții. Deocamdată încerc să-mi cos niște rochii, să ajustez niște costume. Încă o dată ne-am convins că vedetele noastre se pricep de minune și la capitolul fashion. Asta mai ales că fiecare ținută pe care au ales-o i-a pus în cea mai bună lumină.